Premierul Iurea Leanca a discutat cu Dmitri Medvedev despre reluarea exporturilor producției vinicole moldovenești pe piața rusă. Subiectul a fost abordat în cadrul unei discuții telefonice purtată de cei doi în după-amiaza zilei de luni. Leanca a vorbit despre pașii întreprinși de Republica Moldova pentru ca vinurile să revină pe piața rusă și și-a manifestat speranța că acest lucru se va întâmpla în timpul apropiat. În context, a fost încurajată activitatea experților ambelor țări în acest sens și a fost exprimat interesul pentru soluționarea problemei în viitorul cel mai apropiat. În cadrul convorbirii au fost abordate principalele chestiuni de pe agenda dialogului bilateral, cooperarea comercial-economică, agenda vizitelor bilaterale, cooperarea în domeniul energetic și reglementarea transnistreană.